deja primul gol în tricoul Lipensei. În etapa trecută, în egalul de la Sportul Snagov. Cum a fost debutul? Un debut bun, ca să zic așa, având în vedere că am reușit să marchez. Însă dacă ne întorceam și cu o victorie de acolo, era mult mai frumos. Dar zic că totuși un rezultat pozitiv. Important e ca motorul meu, cel cu Brăila, să reușim să obținem cele 3 puncte. E primul meci acasă pentru voi, pentru cei care ați sosit în iarna asta la Lipensea. Cum crezi că va fi, cum vă vor primi suporterii Lipensei? Cred că atâta timp cât ne facem datoria, vom fi serioși și ne vom pune slujba echipei. Cred că ne vor accepta, adică cred că ne vor primi bine și noi să ne facem datoria cât mai bine. A fost o perioadă în care ați stat în această săptămână, campionatul fiind întrerupt. V-a prins bine, v-a prins rău. Lipensea oricum n-ar fi jucat. Da, noi oricum aveam cu Târgu Mureș, deci pe noi oricum nu ne avantaja, nici nu ne dezavantaja. Deci cred că a fost un lucru bun, având în vedere condițiile și terenurile care sunt. A fost un lucru bun că s-a amânat. Urmează partida cu Dacia Unirea Brăila. Ce știți despre adversari? Cum credeți că va fi partida? Cum o veți aborda? Păi, în primul rând, trebuie să abordăm meciul foarte serios. Chiar dacă sunt la subsolul clasamentului, din punctul meu de vedere, nu sunt o echipă slabă, adică nu trebuie să o tratăm cu superficialitate. Deci vom lua meciul foarte serios. Este un meci greu, dar trebuie să-l câștigăm. Brăila au o echipă bună, eu știu și de anul trecut. I-am prins și în returul cu Poli, deci au o echipă destul de bună. Au avut ceva probleme financiare și cred că din cauza asta și poziția lor în clasament. Dar ca și echipă, ne așteaptă un meci destul de dificil. Îți mulțumim frumos, multă baftă! Doamne, știu!